termină acest weekend, CSM Ploiești, liderul ligii secunde de handbal masculin, seria Est, a administrat echipei Handbal Club Buzău o înfrângere usturătoare. Disputat sâmbătă în sala sporturilor din Ploiești, meciul a curs într-o singură direcție, în favoarea gazdelor, care s-au impus lejer cu scorul de 28-20. Meciul pierdut împotriva ploieștenilor a arătat că, deși are un lot mai bun decât în ultimii ani, gruparea buzoiană de handbal nu poate face față încă grupărilor cu potențial valoric și financiar mai ridicat. În cadrul etapei a 22-a diviziei A la handbal masculin s-au mai disputat următoarele partide: CS Vicov Bucovina, CSU Târgoviște 24-20, Știința Bacău 2, CSM Focșani 23-36, Teleorman Alexandria Politehnica Iași 27-31 și LPS Piatra Neamț CSU Galați 26-50. Partida CSU Suceava 2, CSM București 2 se dispută mâine. Cimentul Bicaz și HC Argeș Pitești au avut zi de pauză. După 22 de etape, Handbal Club Buzău ocupă locul 6 în clasamentul seriei Est cu 28 de puncte. Pe primul loc în seria Est se află CSM Ploiești cu 54 de puncte, urmată de CSU Galați și Politehnica Iași cu câte 48 de puncte. Etapa viitoare, gruparea buzoiană de handbal va juca pe teren propriu împotriva formației Cimentul Bicaz.